Băi, prietena, și mai spun și dragi aici după acest canal de YouTube, între care facem un tutorial, deoarece grădina era cu pălării, am arat-o, între care am pus cartofi. Grădina este foarte mare, până la pădure. După cum se vede, o să vă arăt cum să pune cartofii, între care aici am făcut niște șanțuri cu sapa. După cum se vede, cartofii sunt foarte buni. O să punem la o latură de picior, dar o să-i pun, după cum se vede, așa. Este o sămânță de cartofi roșii. I-am cumpărat astăzi de la mine, de la poartă, între care o plasă este albă și una roșie. Sunt cam mari cartofii, dar să vedem ce se face. Cumpărați cu leu 50 kg de cartofi, fiind foarte bine că sunt la acest preț de la mine, de la poartă, ne mai ducând la o distanță foarte mare, la Târgoviște, pentru niște cartofi. Cam așa trebuie să fie cartofii pe șanț. După cum se vede, o să mă împărtesc. Vedeți foarte bine cum trebuie distanța dintre cartofi. Acum cu sapa o să îi acopăm cu pământ. Este chiar așa de greu. S-a pus, după cum se vede, este foarte ușor să pui niște cartofi. Mie nu mi se pare o muncă foarte mare punând la cartofi. După cum se vede, acest rând l-am dat gata, acum urmează rândul 2. Am dat pământ de ajuns, de la ploi o să iasă acest cartof. Până
acum să vă arăt cum să face un șant, să mergem aproape înainte să fie toate la egal. O să mai facem și mâine, pentru că terenul este foarte mare, între care astăzi am avut foarte mult de muncă făcând șanturi și punând cartofi. Nu este chiar așa de greu să faci niște șanturi cu sapa pentru a pune cartofi. Ce pot să zic? O să facem în așa fel să fie cât de cât șanțul bine făcut. Cam asta este munca la țară în luna lui aprilie, punând la cartofi. Am un rând 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. 6 rânduri puse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este dat 6 rânduri în această grădină. În dreptul acesta este acel șant. O să mai facem și aici, să mergem cu șanturi la acel nivel. Bun. Acum mergem și cu acel rând. Totdeauna noi trebuie să mergem cu rândului la egalitate. După cum se vede, mă duc să iau cartofii să-i plantez. Vedeți foarte bine cum se pune cartofii la o distanță de picior, între care am muncit la lungulețul și știu foarte bine cum se poate obține cartofii mari. Până aici am terminat, între care o să pun și facem cartofi, să mergem toate rândurile odată, între care și aici o să punem aproape toți cartofii, pentru că am terminat aceste rânduri până în capăt. Bun. Acum urmează astuparea lor. Luăm sapa frumos, tragem pământul pe cartofi. Pare, de ce credeți voi că ar fi chiar așa de greu, dacă ești bărbat, să pui cartofi? Nu este greu, mant în contră, este o muncă pentru toată lumea. Nu contează că ești femeie, că ești om, dacă vrei să muncești, poți să muncești. Thank you.
Dragi mei scumpi și dragi, am terminat aceste șanturi de pus cu cartofi, între care astăzi am pus 30 de kg de cartofi, iar mâine o să mai pui încă 30 de kg. Vă pup și vă doresc o seară cât mai plăcută alături de cei dragi și nu uitați, când aveți un teren, folosiți-l punând anumite specii, cartofi, varză, ardei, morcovi, țelină sau ceea ce vă doriți. Asta este viața la țară. Trebuie muncită zilnic, făcând treaba.